Să ne spuneți când putem începe. Nico neobișnuit. Așa trebuie să fie? Bine. Mai rar așa. Da? Bună ziua tuturor și vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre la conferința de presă de astăzi. Pentru noi este un moment important. Anunțăm lansarea săptămânii educației. Este un eveniment organizat în premieră în Republica Moldova, un eveniment care o să dureze o săptămână de zile. Anul acesta am considerat că avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta subiecte de interes major pentru sistemul nostru educațional, pentru întreaga societate. Și atunci, alături de parteneri, am considerat oportun să dedicăm o întreagă săptămână subiectelor legate de educație, genericul săptămânii din acest an, și sperăm mult că acest eveniment să devină unul tradițional, este Moldova pentru educație. Obiectivul nostru este să lansăm un apel către întreaga societate de a ne mobiliza și a pune umărul pentru creșterea calității educației în Republica Moldova. Avem provocări structurale importante pe care trebuie să le depășim și le putem depăși doar împreună. După cum cunoașteți și arată și rezultatele de la PISA publicate în 2023, avem 50% din elevi care nu ating un nivel minim de competență, ne confruntăm cu un deficit de 7.000 de cadre didactice și atunci am ales acest generic Moldova pentru educație pentru a recunoaște magnitudinea provocărilor pe care le avem în sistem și necesitatea de a ne mobiliza toți deopotrivă pentru a rezolva aceste probleme. Așa cum în cadrul unei instituții de învățământ este foarte important să existe un parteneriat între elevi, între cadrele didactice, între părinți, așa credem noi că și la nivel întregului sistem este nevoie de un parteneriat și o bună colaborare între guvern, între parteneri internaționali, între mediul de afaceri și până la urmă între fiecare cetățean. Și doar punând toți umărul, contribuind, vom putea să depășim acele provocări și vom putea, într-adevăr, să ajungem să oferim educație de calitate în Republica Moldova. Asta este mesajul de bază din spatele acestui generic, Moldova pentru educație și a întregii săptămâni a educației. Am pregătit o agendă plină pentru toți cei interesanți, nu doar pentru lucrătorii din sistem, dar și pentru părinți și pentru elevi și invităm pe toată lumea să participe la evenimentele din cadrul săptămânii. În cele ce urmează, o să prezint pe scurt agenda. Agenda o să poată să fie vizualizată și pe moldovapentrueducatie.md, unde găsiți evenimentele care vă interesează, care vă suscită interesul, le puteți urmări online, la unele dintre ele, în continuare este posibilitatea de a vă înscrie și a participa. Prima zi din cadrul săptămânii educației, prima zi cu evenimente fizice, va avea loc pe data de 25 aprilie la Mediacor. Este o zi dedicată lansării acestui pact național, dacă doriți, Moldova pentru educație. O zi în care vom celebra, pe de o parte, agenții economici care contribuie în educație și agenții economici care s-au arătat deschiși să vină în sprijinul proiectului Ministerului Educației sub patronajul președinției, acea rețea a școlilor model. Deci în prima zi, în prima parte a primei zile, vom avea 11 companii din rândul celor mai mari companii din Republica Moldova care au promis, au făcut un angajament în acest an de a veni cu sume între 1 și 2 milioane de lei fiecare, deci peste 14 milioane de lei, care urmează să fie investiți în rețeaua școlilor model, lucru pe care vrem să-l celebrăm, vrem să-l arătăm ca exemplu și vrem să lansăm în continuare același apel și către alți agenți economici să vină să pună umărul la consolidarea sistemului nostru educațional. În a doua parte a zilei ne vom bucura de prezența unor companii internaționale la Chișinău. Vine Microsoft, vine Google, vom discuta despre inteligența artificială. Avem două companii, una din Ungaria și una din Polonia, alături de care vom putea să vizualizăm diferite conținuturi digitale în limba română, vom învăța din experiența lor în elaborarea manualelor digitale, interactive, pe care ne propunem să le avem și noi. Și în ultimul rând vom avea și un startup local, Bloom Coding, care va demonstra ce fac antreprenorii noștri pe domeniul educației, inovator și interesant. Va fi și o bună ocazie pentru a descoperi exemple bune din școlile din Republica Moldova care deja există, legate de spațiile ingineriești, așa numitele makerspace-uri, din modul în care se integrează seriile inteligente în procesul educațional și nu în ultimul rând vom avea și un exemplu de
implementarea unui plan cadru flexibil dintr-o școală din Republica Moldova, unde elevii la liceu își pot alege disciplinile. Deci a doua parte a agendei este gândită pe în așa fel încât să arătăm direcția în care pot merge școlile din Republica Moldova, acele elemente bune pe care le avem deja și cum le-am putea scala la nivelul întregului sistem, ca să ajungem să avem în fiecare școală și manuale digitale și conținut digital și echipamente moderne și contemporane și, în ultimul rând, un curriculu și un plan cadru care să răspundă așteptărilor elevilor și a părinților și a cadrelor didactice. A doua zi va fi o zi dedicată resurselor umane în educație. Încercăm să răspundem la întrebarea de bază. Cum facem ca profesia pedagogică să devină mai atractivă? Cum schimbăm formarea continuă și inițială a cadrelor didactice? Ce înseamnă leadership în educație? Aici vom avea prezentări din partea Institutului Național de Educație și Leadership, a reprezentantului Colegiului Școlilor Britanice, care ne onorează cu prezența sa în Chișinău, și a directorului de la Heritage. Ziua de sâmbătă, a treia zi a săptămânii, va fi o zi cu 5 locații în care se vor desfășura diverse evenimente. Pentru cei din învățământul vocațional tehnic, o să abordăm subiecte legate de creșterea relevanței studiilor pentru piața muncii, alături de profesorii din învățământul general. Vom discuta despre dezvoltarea curriculară, deci Ministerul va prezenta care este viziunea noastră cu privire la schimbarea, modernizarea curriculumului în Republica Moldova până în 2027, un eveniment foarte important. Vom starta această discuție, va fi punctul de pornire pentru o discuție publică care dorim noi să continue cel puțin 3-4 luni de zile, în ce direcție mergem cu curriculumul din Republica Moldova, ce este de schimbat, ce viziune avem. Părinții vor avea ocazia să participe la un eveniment dedicat provocărilor pe care le întâmpină adolescenții, deci o zi întreagă discutăm subiecte legate de adolescenți și cum este să fii părinte de adolescent, ce dificultăți pot fi întâmpinate și cum pot fi ele depășite. Pentru elevi vom avea sesiuni separate, 100 de elevi vin la Chișinău, din rândul membrilor Consiliului Elevilor, activități de capacitare și susținere pentru ei, pentru că noi credem foarte mult în implicarea elevilor în procesul de luare deciziilor și atunci i-am invitat la Chișinău alături de UNICEF ca să-i formăm, să-i instruim, să-i inspirăm, să-i motivăm să fie mai activi și mai implicați în viața școlii. Și nu în ultimul rând, în aceeași zi, în altă locație, vom aborda învățarea prin joc, un set de sesiuni pentru educatori și părinți, cum poate fi implementată învățarea prin joc în grădinițele din Republica Moldova, în așa fel încât să facem conținutul mai interesant și atractiv pentru copii. În a patra zi, în ziua de duminică, avem rezervat o activitate majoră la Arena Chișinău. Am invitat 3.000 de elevi din toată țara, elevi din clasa 12-a, care vor participa pentru început la o expoziție a universităților noastre în ajun de admitere. Obiectivul de bază a evenimentului este să promovăm profesia pedagogică, să inspirăm, să încurajăm, să aplice la pedagogie în acest an. Deci vor participa la o expoziție din partea universităților, după care ne mijlocit la o activitate în cadrul Arenii Chișinău și cei dintre ei care vor vrea să viziteze universitățile care au specialități pedagogice o vor putea face. Ziceam, 3.000 de absolvenți, de elevi de clasa 12, vor veni la Chișinău duminică. Tot la fel duminică vom organiza și ziua ușilor deschisă pentru profesiile viitorului la Mediacor, iarăși o invitație către elevi profesiile viitorului, ne referim la profesiile creative, game design, animație, producție multimedia, o ocazie pentru tineri de a descoperi mai bine aceste profesii, de a se familiariza cu ele, iarăși cu scopul de a-i încuraja să aplice la universitate în Republica Moldova la aceste specialități. Pentru cadrele didactice de sprijin, deci cei care se ocupă cu copiii cu nevoi educaționale speciale, vom avea un set de sesiuni dedicate în subiectului incluziunii și în mod special dispozitivelor asistive. Dispozitivele asistive sunt dispozitive menite pentru copiii, în special cu dizabilități severe, care au probleme de auz, probleme de văz și vin în susținerea și suportul lor. Și uite, o zi întreagă vom prezenta aceste dispozitive, vom instrui profesorii, cadrele didactice de sprijin, cum le pot utiliza, deci vom aborda subiectul incluziunii și nu în ultimul rând vom avea și o sesiune, un set de sesiuni dedicate educației prin artă. Ne bucură cu prezența lor colegii din București, de la Universitatea de Arte Plastice și
de la un ATC-ul din București, care vor oferi aceste instruiri pentru profesorii noștri cu privire la cum putem utiliza arta în educație și face asta în cât mai multe școli de la noi. Deci, după cum spuneam, de joi până duminică avem zilnic evenimente legate de educație pe principalele subiecte care ne preocupă pentru noi. Încă o dată am să punctez cele care sunt de o importanță majoră pentru noi ca și minister. Prima zi, Moldova pentru educație, cum facem ca întreaga societate să se ralieze în jurul obiectivului nostru de a crește rezultatele noastre la PISA, de a crește calitatea educației. Primul pas este să implicăm și mediul de afaceri în această discuție și vom celebra acele companii care vin în suportul nostru. Vineri discutăm despre resursele umane în educație, deci abordăm a doua mare provocare, cum creștem atractivitatea profesiei pedagogice, cum rezolvăm problema deficitului. Sâmbătă discutăm despre curriculum, conținut, ce se schimbă, ce viziuni sunt la minister și începem un proces de discuție cu întreg sistemul, iar duminică abordăm tinerii, lansăm această invitație pentru absolvenții de clasa 12-a să meargă la pedagogie în acest an, prezentăm oferta noastră pentru ei într-o manieră informală la Arena Chișinău, 3.000 de elevi pe care îi așteptăm. Și pe final, apelul nostru este pentru toată lumea să urmărească evenimentele din această săptămână, în special cei din sistemul educațional, dar nu doar. Toate sesiunile vor fi transmise live și aveți oportunitatea să le urmăriți și să participați. Părinții care sunt interesați de sesiunile dedicate părinților pot veni la acele sesiuni și, în general, încurajăm pe toată lumea să urmărească acest eveniment. Vreau pe final să mulțumesc partenerilor fără de care n-am fi putut să fim astăzi aici, pentru că e un număr mare de evenimente organizate concomitent, un efort semnificativ făcut de toată lumea. Vreau să mulțumesc UNICEF-ului, USAID-ului, UNFPA-ului, Delegației Uniunii Europene, Băncii Mondiale, UNDP-ului, toți parteneri care au pus umărul la desfășurarea acestei săptămâni și care au venit cu suport financiar, speakeri, suport logistic, lucru pentru care le suntem recunoscători și o dovadă a faptului că atunci când există parteneriate, atunci când pune toată lumea umărul, lucrurile se întâmplă. Vă mulțumim dacă aveți întrebări și nu uitați, puteți vedea agenda pe moldovapentrueducatie.md astăzi până la finele zilei, toate sesiunile vor fi acolo, alegeți ce vă interesează și vă așteptăm cu mare drag la acest eveniment săptămâna educație. Moldova pentru educație. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Cum este că avem un buget pentru această campanie? Da, avem un buget. Cred că o să totalizăm bugetul pe final, pentru că la această etapă toți acești parteneri pe care i-am menționat acoperă anumite cheltuieli și cred că trebuie să le sumarizăm. O să putem să vă spunem după eveniment care este el. Din bugetul Ministerului, noi investim în primul rând în evenimentul de promovare a profesiei pedagogice de duminică. În rest, costurile sunt acoperite de partenerii noștri, UNDP, USAID, UNICEF, Delegația Uniunii Europene, toată lumea în funcție de profilul pe care l-au și subiectele care i-au interesat, au fost suficient de drăguți să vină în susținerea noastră și să acopere aceste costuri. Domnul ministru, vrem să vă întreb tot la un subiect legat de educație, în ce privește fuzionarea mai multor instituții legat de colegii și școli profesionale. S-a început o discuție, au avut și câteva proteste în Nordul Republicii Moldova. Să mă întreb la ce etapă se află acest concept și dacă cumva analizați impactul acestor reorganizări, acestor fuzionări pentru aceste instituții, pentru că sunt foarte multe colective, ați invocat faptul că nu sunt elevi suficienți și sunt cheltuieli de la buget. Care este viziunea? Mergeți până la capăt sau vă mai gândiți? Pe noi întotdeauna ne interesează, în primul rând, calitatea studiilor și este foarte important ca aceste instituții să presteze educație de calitate. Vorbim, în primul rând, de câteva colegii și școli profesionale din subordinea Ministerului Educației. În toate aceste instituții de învățământ, noi am făcut testări în luna februarie pentru ca să vedem ce cunosc copiii din aceste instituții și lucrurile arată destul de îngrijorător. Rezultatele le puteți vedea și în nota informativă a proiectului de hotărâre de guvern.
Ce urmează să se întâmple? Deci noi vorbim despre fuzionări. Asta înseamnă că managementul unei alte instituții mai mari va prelua și instituția care este absorbită. Copiii își vor continua studiile în acea instituție până la absorbire. Asta înseamnă cel puțin 2 ani de zile, de regulă. Și la fel, cadrele didactice vor continua să activeze în această perioadă de timp. Colegii noștri sunt în teritoriu în această săptămână. Vor merge în fiecare instituție, vor discuta cu colectivele. Și vom discuta și la minister încă o dată acest subiect săptămâna viitoare, după ce vom avea feedback-ul din teritoriu. Dar viziunea noastră este foarte clară, avem nevoie de educație de calitate și trebuie să o asigurăm. Multe dintre aceste instituții sunt și instituții cu un număr mic de elevi. De exemplu, dacă ne referim la instituția din Lipcani, atunci ea de mult mai este un colegiu pedagogic. Acolo, practic, specialități pedagogice nu mai există de principiu. Însă colegii în această săptămână vor merge în fiecare din această instituție, se vor întâlni și cu directorul și cu colectivele și cu elevii, vor oferi explicațiile necesare și eu cred că lucrurile se vor așeza. Referitor la costuri, pentru că ați invocat faptul că bugetul de stat suportă cheltuielile legate de aceste instituții, o gândiți la, eu știu, optimizări în ce privește costurile? Noi nu facem economii, asta este obiectivul nostru. Noi reinvestim absolut toate sumele care sunt. Asta pur și simplu înseamnă că noi scălătuim mai bine resursele de care dispunem, dar ele nu o să micșoreze. Ele o să rămână în continuare toate în educație. Mai mult ca atât, după cum spuneam, elevii o să-și încheie studiile în cadrul acestor instituții de învățământ. Sunt elevi în clasa 11, de exemplu, dacă vorbim de școală profesională, mai au 2 ani de zile de studiu și o să rămână în această instituție de învățământ să-și încheie studiile. Deci, până la încheierea studiilor generațiilor actuale, instituțiile vor continua să funcționeze, doar că într-o variantă fuzionată. Asta înseamnă că vor avea un management din partea unui centru de excelență, Bunăoară, într-un anumit domeniu, care o să preia administrarea acelei instituții de învățământ cu implicarea și a administrației actuale, dar cu o supraveghere mai îndeaproape din partea unei instituții mai mari, mai puternice, cu mai multă experiență, în așa fel încât să crească și calitatea studiilor. Mulțumim! Zi bună tuturor!